În fiecare zonă a municipiului Drobeta, Turnu Severin, primarul Marius Creciu a implementat proiecte pentru modernizare și reabilitare. De această dată este vorba despre cartierul CET Nord, în care se lucrează intens la două noi parcări. Văd că v-ați mișcat foarte repede, înțeleg că astăzi turnăm primul strat de asfalt, da? Da, astăzi turnăm primul strat de asfalt, după care se lucrează și la partea electrică, la stâlpii de iluminat. Pe urmă, o să avem că și spațiul verde amenajăm și spațiul verde. Avem de ridicat capacele și gaigrele la copaci avem de plantat aici, cum se întâmplă? Nu, nu avem. Nu, nu deci avem. Aici nu, asta nu. Nu se întâmplă aici. Sperăm ca săptămâna viitoare să o finalizăm. Când intrăm în C4, C5? Am început, am decopertat-o, am pus și jumătate din ampietruit-o, dar ne-au prins ploile astea și sperăm ca mâine, dacă ne lasă ploaia, să o pietruim pe toate. Primarul Marius Creciu continuă modernizarea municipiului Drobeta Turnu Severin. Două noi parcări sunt în proces de modernizare în cartierul CET Nord. Acestea se reabilitează din temelii, întrucât aici era doar pământ. De asemenea, se construiesc trotuare noi și locuitorii vor beneficia și de iluminat public. Avem de fapt două parcări aici între blocurile C1 și C2 și lucrăm concomitent și la cealaltă parcare între C4 și C5. Suntem în zona CET Nord, era o nevoie aici, era doar pământ și oamenii ne-au solicitat în lunile trecute să intervenim și aici, am intervenit. Sper să ne ajute vremea să putem termina astăzi. Se toarnă primul strat de asfalt, se ridică capacele și de săptămâna viitoare intrăm și cu celălalt strat de asfalt și după aceea o marcăm. Sperăm ca la sfârșitul săptămânii viitoare să terminăm și cealaltă parcare. Până acum vremea a fost cât de cât prielnică, a mai plouat, dar temperatura ne permite să lucrăm, să și asfaltăm. Edilul Marius Creciu își dorește ca fiecare cartier din municipiul nostru să beneficieze de cele mai bune condiții de trai. Era o necesitate pentru locuitorii din zonă, suntem aproape de cetățeni, asta facem acolo unde ei locuiesc, obligatoriu trebuie să le creăm și condiții bune, să asfaltăm străzile, aleile de acces, să facem parcări, locurile de joacă. Este un concept general ce se adresează bunăstării cetățeanului din Drobeta Turnu Severin. În total se amenajează 97 de locuri noi de parcare. Dacă vremea va fi favorabilă, se preconizează că lucrarea va fi finalizată săptămâna viitoare. S-a amenajat o parcare, s-a făcut de la nou cu infrastructură nouă, cu preluarea apelor pluviale, iluminat nou. Sunt 49 de locuri de parcare. Acum, la ora actuală, astăzi turnăm binderul, primul strat de asfalt, după care urmează să ridicăm capacele la cotă și săptămâna viitoare vom turna și următorul strat de asfalt, uzura, urmând ca să marcheze și să numeroteze. Probabil la sfârșitul, nu probabil, cu siguranță, săptămâna viitoare va fi finalizată. Oamenii din această zonă vor scăpa de praf și noroi, iar condițiile de trai se vor îmbunătăți considerabil. Edilul Marius Creciu își dorește să continue modernizarea orașului nostru până la ultima scară de bloc.